În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos a înviat. Iubiți credincioși, cuvântul pe care vi-l spun astăzi este inspirat de prezența dumneavoastră la biserică și mai ales de cuvintele nemuritoare pe care Hristos le-a lăsat în biserică. Deci cuvântul meu se referă la învierea lui Hristos, Iisus Hristos înviat, prezent în viața bisericii. Timp de 40 de zile, de la învierea sa din morți până la înălțarea sa la cer, Domnul Iisus Hristos a arătat pe sine viu prin multe semne doveditoare. S-a arătat ucenicilor când erau în casă adunați de frica iudeilor, ca să-i tămăduiască de frică. S-a arătat femeilor mirosițe ca să le învețe să se bucure. S-a arătat cu Toma de față ca să fie pipăit, pentru ca să vadă în semnul cu elor mare iubire pe care Dumnezeu ne-a arătat-o, căci în semnele pătimirii se vede iubirea lui Dumnezeu. S-a arătat în mica Galilei, adică pe muntele Eleonului, unde le-a spus, mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-i să păzească toate câte v-am poruncit vouă. S-a arătat pe sine cu trupul său înviat atunci când în fața ucenicilor a mâncat o bucată de pește fript și un fagure de miere ca să le arate că nu este o nălucă și că el este adevărat. Spune Sfântul Apostol Pavel, s-a arătat la peste 500 de frați când scrie epistola către Corinteni, iar la urmă de tot ca unui nou născut s-a arătat și mie, spune Sfântul Apostol Pavel. Deci s-a arătat pe sine viu ca să-i obișnuiască și să repete cu ei tot ceea ce i-a învățat, pentru ca să-i învețe în lumina învierii sale. Dar Domnul Iisus Hristos continuă opera sa mântuitoare și între învierea pe care el a avut-o și pogorârea Duhului Sfânt de la Rusalii este o strânsă legătură. Că el a spus, voi trimite vouă mângâietor, Duhul adevărului care de la Tatăl purcele, acela vă va învăța pe voi toate și va învăța toate pe voi. Acela vă va mărturisi despre mine, căci din al meu va lua și vouă vă va da. Deci, Duhul Sfânt îl face prezent în lume pe Hristos până la sfârșitul veacurilor, așa cum el a spus, voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Apoi Hristos este prezent în lume prin Evanghelia sa. Așa de frumos ați auzit cu citindu-se Evanghelia în seara aceasta, pentru că spune Hristos, acela este care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinește pe el. Iar cuvântul lui Dumnezeu este Duh și viață. Cel care ascultă cuvântul meu și crede în Cel care m-a trimis pe mine, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Deci Hristos e prezent în Evanghelie, de aceea noi ascultăm cu evlavie Sfânta Evanghelie. Nu cum a făcut unii în seara aceasta, că se citea cea mai frumoasă Evanghelie din an, mergeau nepăsători, că așa suntem noi, n-am pus niciodată accent pe lucrurile esențiale, de-aia am ajuns de râsul lumii în ziua de astăzi. Noi n-avem evlavie să ascultăm, ni se pare că suntem mai deștepți. Dumnezeu vorbește și noi trecem mai departe, ne-a ajuns că am furat lumina și am plecat. Dar cei care sunt cu frică de Dumnezeu au stat până la sfârșit, pentru că din cuvântul lui Dumnezeu ne hrănim. Hrană pentru suflet este cuvântul lui Dumnezeu. Și setea de cuvânt măsoară dimensiunea spirituală din noi. Dar cu Hristos este prezent în biserică prin Sfintele Taine, prin botez, când cântăm, câți în Hristos v-ați botezat,
în Hristos va și îmbrăcat. Este prezent în taina Sfintei Pocăințe sau Spovedanii, când iartă păcatele noastre și când primește pocăința noastră. Este prezent cu trupul Său euharistic în liturghie, când se împărtășește credincioșilor: cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Căci pâinea pe care o voi da este trupul meu. Spunea: părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se coboară din cer este aceea din care dacă mănâncă cineva nu moare. De aceea, în noaptea de Paști, toți care au postit postul și au binecuvântare trebuie să se prezinte, să se împărtășească. Înainte, vreme când a venit în noaptea de Paști, nu se împărtășea nimeni. Păi atunci înseamnă că n-a postit nimeni. De aceea aici este lucrarea bisericii de a-L sfinți pe om, și Hristos are această lucrare sfințitoare în biserică, sfințitoare, conducătoare și învățătorească, ne învață cuvântul Său. Hristos este prezent în preoție, căci preotul nu se confundă cu Hristos, dar este prezența iconică a lui Hristos în lume, căci urechile preotului trebuie să fie urechile lui Hristos, care aude suferințele dumneavoastră, iar Hristos împrumută cu gura preotului și vorbește prin ea. Și de aceea dumneavoastră trebuie să ascultați cuvântul lui Dumnezeu, totdeauna predica. Sunt oameni care n-au ascultat niciodată o predică. Păi cum să știi? De unde să-ți vină credința? Credința, spune Sfântul Apostol Pavel, vine din auz, iar auzul vine din predicarea cuvântului Dumnezeu. Iar preotul este cel care stă asupra lui datoria să predice. Hristos este prezent și în taina căsătoriei, căci El este cel care leagă cu legătură de nedezlegat pe miri. Nimeni nu poate dezlega taina căsătoriei. Ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă. Și scopul căsătoriei este sfințenia vieții. Și bărbatul trebuie să-și iubească femeia și femeia bărbatul. Copiii trebuie să fie bine crescuți, să investim. Hristos, deci spuneam, este prezent în familie. Chiar dacă dumneavoastră mulți n-ați mers să votați pentru familie, acum culegem roadele acestei nesăbuite și ne judecăți fără rațiune dumnezeiască, nu ne-am dus să votăm pentru familie, deși Hristos s-a întrupat într-o familie, face prima minune la nunta din Cana Galilei și Dumnezeu este Cel care din început a binecuvântat familia în rai, că așa a vrut Dumnezeu, ca fiecare familie să fie binecuvântată, să aibă copii, să aibă țel. Acum nu se mai practică căsătoria. Te trezești la 40 de ani că n-ai copii, ai vrea să te căsătorești, dar vezi toate rele din lumea aceasta și sfârșești viața fără rost. De aceea este bine atunci când este momentul să te căsătorești. Dar spune Sfântul Pavel că cine își mărită fata, bine face. Cine nu și-o mărită, și mai bine. Adică oferește de rele din lumea aceasta, fiecare cu chemarea și cu crucea lui. Hristos este prezent în taina mirungerii, este prezent în taina Sfântului Maslu, când vindecă bolnavii, cum ați auzit dumneavoastră. Deci Hristos este prezent în lume, în biserică, până la sfârșitul veacurilor. El este prezent și El lucrează mântuirea fiecăruia dintre noi. De aceea este prezent cu trupul Său liturgic și eclesial în biserică. Liturgic, euharistic când se dă, și eclesial, că noi suntem mădulare ale trupului Hristos și cu trupul Său real înviat, căci învierea lui Hristos este model al învierii noastre. De aceea am ținut să vă spun că Hristos înviat din morți este prezent în biserica Sa până la sfârșitul veacurilor. De aceea noi trebuie să iubim biserica și să ne împlinim chemarea noastră de buni creștini. Amin.